Așa, dragilor, bună ziua, bun găsit la întreaga profă, mai părere de pe la treabă. Ștefania, repede să îmi propui ce vrei să... Nu am temă. Nu ai temă, nu? Despre unde? Deci tema. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Despre ungări. Mai întâi să vedem ce este un unghi. Ce este un unghi? Este reuniunea două semitreapte, care au aceeași origine. Semitreaptă înseamnă, uite, asta este o semitreaptă, știu de dreaptă, O-X, asta se cheamă semitreaptă, și o altă semidreaptă, o Y, dar o pun chiar cu originea tot în O. Deci, practic, exact din O, semidreapta O, Y. Deci, reuniunea două semidrepte, cu aceeași origine, cu aceeași origine, formează un unghi, se numește unghi. Două semidrepte. Acum, sigur că poți fi chiar suprapuse. Cele două semidrepte, o X, o Y, poți fi una peste alta. Și atunci, nu mai vedem nicio deschizătură între cele două semidrepte. În clipa în care există o deschizătură între ele, spunem că se formează, deci acesta este un unghi alfa, să zicem. Da? Unghiul alfa. Semidreapta mai poate fi dată, așa cum am dat cu aici, cu o X, o Y, dar poate fi dată și semidreapta, să spunem, A, B, indicând originea, deci de unde pleacă A, și o altă semidreaptă, B la A, C, A, C. Adică, una din semidrepte este determinată de două puncte distincte, A, B, și cealaltă A, C. Din nou aceeași originea. Din nou, originea care este aici. A. Din coace originea se vede că este O. Da? O, X, O, Y. Și A, B, A, C. Ori într-un mod, ori celălalt pot indica un unghi. Pe ăsta îl dau prin cele trei litere și zic așa. B, A, C. Uite așa. Și se pune deasupra. Litera care indică unghiul, care indică vârful unghiului, este băgat în interiorul celor două, adică între cele două litere. A, B, A, C. Sau se mai poate și așa. B, A, C. Voi la casă cum ați a doua variantă, a doua, da? Când ați zis unghi, ați făcut acest unghi. Parcă este la o măsură, la o, să știm, la o dimensiune mai mică. Și pe urmă ați scris literele. Tot așa s-a venit, că litera din mijloc indică vârful unghiului. Când zic B, A, C sau C, A, B, înseamnă că unghiul la care fac referire este unghiul A. Bun, pe scurt, de ce este un unghi? O reuniune a două semidrepte cu aceeași origine. Și frunca și cealaltă, două semidrepte este dată, pentru că am aceeași origine în cazul ăsta A. Ei, oamenii au simțit nevoia unui mai deschis sau unui mai închis, trebuie să ce să ne măsurăm. Trebuie să găsim ceva, o idee ca să putem măsura un unghi. Nu, se spune că asta e mai cu deschizătura mai mare, sau cealaltă cu deschizătura mai mică, și a apărut ideea de măsură a unui unghi. Da? Ne toți. Măsura unui unghi. Da? Măsura unui unghi. Ei, dacă în una alta, din cele două semidrepte se suprapun și nu este deschizătură, cum se numește unghiul acela? Unghiul... Când nu este deschizătură. Sau suprapus. Se numește unghi nul, parcă. Ia vedeți, aveți așa definiția pe carte. Un unghi care... în care se ele două semidrepte, o X și o Y, s-au suprapus,
Ce mai știi? Aveți așa? Nu. Ia citești și tu așa parte teoretică. Ce spune autorul? Că eu sunt curios și eu. Eu m-am neprezat de nu știu de timp. Definitiv, reuniunea, două semidrepte. Cum o să reuniune, da? Da. Am zis și eu așa. Da. Ce bine, a două semidrepte închise cu aceeași origine se numește unghi. Aici... Desenează? Da, desenam citim notă. Așa. Da. Am făcut și mai asta. Elementele unui unghi. Originea comună a celor două semidrepte se numește vârful unghiului. Am zis și eu asta. Da? Deci originea comună a celor două semidrepte se numește vârful unghiului. Corect. Cele două semidrepte închise se numesc laturile unghiului. Oh, interesant. Deci cele două semidrepte, asta și cealaltă. Deci, hai să zic și eu, să zic și eu OX și respectiv OY, se numesc laturile unghiului. Da? Cele două semidrepte se numesc laturile unghiului. Bun. Mai departe. Observați. Pentru unghiul notat ca a doua. În varianta a doua, deci unghiul notat punând unghiul așa. Da. Și e AOB. Vârful este O, iar laturile sale sunt OA și OB. Așa. Dacă aș fi zis aici O, hai să desenăm și capul. Deci dacă zicem așa, O, A și B, pentru unghiul AOB, pentru unghiul AOB, AOB, așa precizat, pentru unghiul AOB, O este vârful, nu? Așa e zis. Iar O, A și OB se numesc laturile unghiului. Așa mai departe. Dacă notăm unghiurile cu trei litere, atunci litera care marchează vârful acesteia se scrie totdeauna în mijloc. Excelent! Așa am zis și eu. Păi ce bine am zis asta. Mai departe. Dacă îl notăm cu o singură literă, aceasta va fi cea care marchează vârful. Deci când zici cu o singură literă, până aici pot să spun după desenul meu unghiul A și așa cum e notat în carte. Eu mă rășesc și așa. Voi în carte cum e. Când indicăm unghiul printr-o singură literă, scriem deasupra unghiul, ca să spunem, dacă nu-i pun asta, înțeleg o literă, pur și simplu. Dacă i-am pus căciulița astea de sol, înseamnă unghiul A. Poate și ar fi așa. Și așa poate fi notat. În carte nu te notează autorul. Nu. Nu-ți spune nimic. Cazuri particulare de unghiul. Cazuri particulare. Ia să vorbim și noi. Cazuri particulare de unghiuri. Bun. Cazuri particulare. 1. Unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte identice se numește unghi nou. Unghiul al cărui semidrepte sunt identice, adică s-au suprapus. Când zic o X și o duc și pe o Y peste ea, atunci sunt așa, vă spunește unghi nou. Deci, dacă zic așa, O, X, și pe urmă zic O, Y, mai împace, da? O, X, și pe urmă O, Y, cele două semidrepte s-au suprapus. Și acest unghi, dintre cele două care nu se mai vede, ăsta se numește unghi nou. Unghiul. Bun. Unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte opuse se numește... Doi. Foarte situație. Alungit. Unghiul al cărui latur este așa. O, X. Și cealaltă este în prelungire. Da? Semidrepte de aua aceeași origine, una e O, X. Și asta este O, Y. Un astfel de unghi care a căror latur sunt în prelungire, adică sunt pe cea dreaptă, una într-o parte, și partea cealaltă, sunt opuse, semidreptele sunt opuse, unghiul ăsta se numește unghi alungit. Da? Deci acesta, desenul de aici, este unghi
alungiți. Bun. Am mai învățat ceva. Da, aici dă un exemplu. Da, de unghii alungiți. Exact cum am zis și noi. Da. Nu? Dar acolo prin câte litere? Prin O, A, B. Adică zice așa. A, B, semidreapta asta, așa este? Da. Și primul în partea asta, altă semidreapta opusă, A, C. Da. Și atunci acesta este unul, iau unghi. Eu am luat cu X și cu Y, se vede între O, X, la Y, dar așa, iată, prin trei litere, unghi alungit. Bun. Unghi propriu, unghi propriu. Deci, o altă chestiune, unghi? Unghi impropriu, unghi propriu. Așa, ia să vedem. Unghi. Unghi impropriu. Propriu. Și unghi propriu, da? Da. Unghi propriu. Ia să vedem la ce se referă. Unghiul nou și unghiul alungit se numesc unghiul impropriu. Asta-i. Deci, 1 și 2, 1 și 2 se numesc unghiuri, unghiuri impropriu. Deci, 1 și 2 se numesc unghiuri impropriu. Adică unghiul nul și unghiul alungit se numesc unghiuri impropriu. Mai aveți voi cuvântul ăsta impropriu undeva întâlnit? La divizori. Că ziceți divizori? Proprii și improprii. Divizorii improprii sunt unul și el însuși. Da. Dacă luăm, deci pe numărul, să spunem 6. 6, din mulțimea divizorului 6, mulțimea divizorului 6 sunt 1 și 6 care se cheamă improprii și apoi 2 și 3 care sunt proprii. Da? 2 și 3 sunt divizori proprii. Deci am întâlnit acum unghi impropriu, și unghi proprii. Acum am clarificat ce înseamnă unghii improprii. Sunt unghiuri, unghiul alungit și unghiul nul. Iar celelalte unghiuri care nu sunt așa, se numesc unghiuri proprii. Dar nu e nici alungit și nici nu e nul. Se numesc unghiuri proprii, nu? Așa? Ia să vezi ce spune acolo. Bine? Ce-am zis eu? Da. Unghiul care nu este nici nul, nici alungit, se numește unghi propriu. Așa. Deci unghiul propriu, ăsta aici nu este impropriu. Adică nu e nici alungit, nici nul. Asta se cheamă un unghi propriu, da? Măsura unghiului. Așa, măsura unghiului. Iată că ajunge și la altă chestie. Facem așa. Zic eu ce, ce mă gândesc eu să spun și când citești din carte. Bine? Deci, facem o paralelă între ceea ce spune autorul prezentării și ce mă gândesc eu să spun. Deci, măsura unghiului. Așa cum vă spuneam, în momentul în care ți introduce o anumită noțiune, o anumită noțiune din spus, da? Simt nevoie să o și măsori. Iată, pentru a cumpăra ceva, s-au introdus unitate în măsură, să zicem, pentru a cumpăra un kilogram de mere, nu poți zici la casă, zici, dă-mi niște mere. Trebuie să spui cât vrei, un kilogram. Deci s-au introdus unitate în măsură a masei, numită kilogram. Dar nu te poți duce și să un kilogram, un kilogram, un kilogram, 2, 3, 7, 9 kilogram, asta înseamnă iarăși să pui mai, de mai multe ori greutatea aceea. Acum nu este chestia asta, acum sunt... Înainte era cu greutăți, știți când tare ce era. Acum avem partea asta electronică și îți indică exact cât vrei tu acum. După ce ai vorbit din noțiunea în sine, iată că ne simțim nevoia și să măsurăm. Așa și cu unghiurile astea. Dacă am vorbit că unghiul este o reuniune a două semidrepte, ăla alungit, am văzut barată. Ăla nu, am văzut un barată. Dar ce te faci de astea alte improprii? Trebuie să le măsori. Că spui, băi, ăsta e mai mare, ăsta e mai mic.
Deci trebuie să avem unitate de măsură. Și acum, s-au stat ei și s-au gândit, băi, cum să facem, cum să facem. Deci, o să spun una când văd să măsoară, când vreau să măsor, ia uitați, cartea mea și să o măsor. Unitatea de măsură a lungimii este metru, unitatea principală, da? Metru. Dar nu vine, pot să vin cu metru și spun că nu, nu se poate, trebuie să amultiple și să multipli. Da? Deci, întâi și întâi se stabilește unitatea de măsură, metru pentru lungime, și tu vedeți, din 10 în 10, mai mici, mai mari, decimetru, centimetru, milimetru, decametru, hectometru, kilometru. Da? Metru la lungime, acolo unitatea importantă, toată lumea, toți cei care sunt, spunem, locuitori acestei planete, am stabilit unitatea de măsură, este internațională, pentru lungime, metru. Da? După care au mers și s-au făcut multipli și sunt multipli. Ca să ne putem înțelege. Dar altul spune, eu am înălțimea asta. Eu am altă înălțime. Nu. Aceeași chestie, aceeași unitate de măsură. Deci și pentru, și pentru unghiuri s-au trebuit să se dea din vorbă și să găsească o unitate de măsură. Ce putea să fie? Un anumit unghi mai micuț. Deci dacă eu am unghiul ăsta, să zic așa, acum, o unitate de măsură, stabilit împreună, uite așa, să zic, ăsta. Eu cu el să spun, se copilă o dată, de două ori, de trei ori, de șapte ori, da? De ce îl iau? Și îl așez. Merge o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, și îl mai rămâne mai o mică, una, sau unul mai mic decât. Și atunci trebuie să am și să multipli. Deci am o treabă de făcut acum. Dar când cum să stabilim pe asta, cât de mare să fie deschizătura? Aici a fost o problemă importantă. Cât de mare să fie deschizătura și să stabilim cu toți la fel și așa să mergem încât la nivel internațional să vorbim de aceeași unitate de măsură. Și au zis, băi, cercul e cerc, da? Hai să facem un cerc. Și pe cercul acesta, l-au împărțit, dintr-un loc plecând de exibițiu, în 360 de bucăți. 360 de bucățele mici și mici, egale. Deci una, două, trei, șapte, șapte, mai departe. Și au ajuns. Oriunde ar fi ajuns, iată, aici și pe următoarea. Și există centrul cercului, nu așa? Și când am unit centrul cercului cu două consecutive, o ieșit acest unghi. Și atunci am spus, ăsta este cel acceptat internațional. Deschizătura care corespunde unui cerc la vârful centru și reprezintă 360 de parte dintr-un cerc, acela se numește într-un fel. Unghi de un grad. Un grad. Deci, unitate de măsură importantă care s-a acceptat este gradul. Deci, unitatea de măsură a unui unghi este gradul. Gradul. Deci, un grad, așa se numește, unul, să spunem, cu cerpresc mic cu sus, parcă vine spune că la cer vine, cam acolo ne trimite, un grad egal cu a 360-a parte dintr-un cer. Este a 360 parte dintr-un cer. Este unghiul cu vârful la centru care merge la 360 parte dintr-un cer. Este ce spune și autorul. Eu așa am povestit, de ce spune autorul. Unități de măsură. Cea mai folosită unitate pentru măsurarea unghiurilor
este unghiul de un gran, sexagesimal, am editat asta, da? Deci unitatea de măsură, cel mai frecvent folosit, însă am găsit și altele, o să vorbim și de asta, deci cea mai des folosită este gradul sexagesimal, care reprezintă, să vedem. Această denumire provine de la faptul că unitățile mai mici decât acestea sunt minutul, care este de 60 de ori mai mic decât gradul, un grad egal cu 60 de minute. Secunda, care este de 60 de ori mai mică decât minutul, un minut egal cu 60 de secunde. Așa. Îmi pare rău de eu că nu am putut să povestească și am spus eu. Deci autorul acum vă lăsa atenționați. Cea mai importantă, cea mai des folosită unitate de măsură este gradul sexagesimal. Nu spus că este atât de așa, deci parte dintr-un cer, nu știu ce, da? Deci a rămas corjent aici, dacă nu spune chestia asta. Pentru că tu, care e elev sau oricine altceva citind de acolo, nu înțelegi mare lucru, dar acum ești de depășit. Da? Bun. Am stabilit împreună acum ce înseamnă un grad. Seama 360 parte dintr-un cerc, este unghiul la centru, care a rezultat ca urmare a faptului că a fost tot cercul împărțit în 360, da? Și doar două puncte unindu-le ne indică o deschizătură a unei unghi standard acum și măsura aceluia înseamnă un grad. Și acum, ca să măsur câte grade are ăsta, ce trebuie să fac eu? Unitatea asta de măsură sunt greu să văd. Pun una dată de două, de șapte, de cât. Și dacă rămâne unul mai puțin din nou, se cuprinde o dată, se cuprinde în mod exact, și pe ăla trebuie să-l măsoare. Și atunci îl împac pe ăsta de aici, în 60, în 60 de bucățele. Ați înțeles? Gradul împate 60 și repede un unghi acolo, așa zice parte din ăsta. Care înseamnă în condițiile astea, un minut. Deci un minut este a 60-a parte dintr-un grad. Sau invers, un grad egal 60 minute. Da? Deci notați. Sub multipli. Cui? Sub multipli gradului. Un minut și o secundă. Un minut înseamnă a 60-a parte din grad, iar secunda înseamnă a 60-a parte, a 60-a parte din minut. Ce ați înțeles în asta? Că cine e un submultiplu, că e a 60-a parte. Credeți că voi pot eu acum reprezenta 60-a parte aici, să dau 60? Adică să duc 60 de... Nu am pus. Cred că nu reușesc. Să spracă, nu? N-am pus. Dar voi secunda. Adică un minut să-l împart cu 60. Nu pot să reprezint. Dar cu mintea mea, înțeleg că am șansă să măsor orice unghi. Pentru că după ce am măsurat pe ăsta cu gradul și o întrebat să fie la mai mic, ăsta mai mic, care nu-l puteam acoperi cu un singur unghi, deci n-am pus la măs cu un grad, îl împart în 60 și văd câte astfel de bucăți sunt. Da? Iar dacă rămâne după ce împart în 60, rămâne una mică, 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 ultima acolo lipită și nu pot să o măsor nici pe aceea. Că nu mai am... Împart în aceea 60 și văd cam câte... Și în total mă apropie foarte, foarte mic. Să nu mă întrebă, dar când și pe aceea nu mă pot apropia exact ce fac pe acolo. Da? Deci este destul de... Bine, e bine așa cum s-au stabilit în teze măsură, că ajunge atâta fărmițare de ochiul, nu mai e de acel de acolo înainte. Și până acolo e o problemă. Vă zic că un minut sau un grad
un grad, azi, așa, egal 60 minute. Și un minut egal 60 secunde. Da, secunde. Ei, pentru minute, iată, eu zic că un unghi anume, ăsta de aici, hai să spunem împreună, XOY, unghiul acesta XOY, măsura lui XOY, spuneam că pot da așa, sau mai pot da măsura unghiului, măsura lui XOY, în manual cred că așa văd, pune, nu pune căciul la despoace, pune aici lateral, să spun că este egal cu 5 grade, 24 minute și 13 secunde. Asta este adoptat, nu ca formă. 5 grade, adică am mers de 5 ori. Vorba să nu mai nici acolo până să lipească. Și din 60, cât am fi învățat, 24 merg. Și a 25-a, a 25-a, până la se închide unghiul, este împărțit la câte 60 și au 13. Asta trebuie să înțeleg eu, că unghiul ăsta are măsura de 5 grade, 24 minute și 13 secunde. Ia să vedem ce spune autorul acolo. Eu am povestit așa, el ce mai spune? Aici, în prima parte. Cel mai des se scrie grad, da? Care s-a dat 364 de crucea. Ok. Definiție. Măsura unui unghi este numărat. Numărul care ne arată de câte ori se cuprinde unitatea de măsură în interiorul acelui unghi. Așa am zis și eu. Nu? Am zis că la unitatea de câte ori se cuprinde, da. Măsura unui unghi, da. Instrumentul folosit pentru măsura unghiului unghiurilor este raportorul. Așa. Deci pentru măsurarea unghiilor folosim raportorul. Da? Deci raportorul este acesta care indică aici în partea asta, partea așa, un unghi alungit, aici e diferența importantă, în dreapta și în stânga. Da? Raportorul. Deci cu raportorul pot să măsor un unghi. Iată cum procedez. Ca să măsor un anumit unghi. Pur și simplu, dacă îi dat un unghi, îl desenăm. Mai întâi să desenăm un unghi, pare care. Tu ai un raportor? Nu. Nu, nu, să nu le. L-ai acasă, așa? Da. Poate nici acasă. Deci, eu desenez mai întâi un. Trebuie să aibă aceeași origine. Adică, să zic, cuvântul un A. A, B și A, C. Este un unghi impropriu ăsta. De ce este impropriu? Pentru că am dat, are este deschizător. Și acum măsor. Iată cum măsurăm unghi. Deci, o să fiu cu liniuța asta din de aici, fiu chiar în centru. Da, și după îl întoarcem și pornim de la 0 și unde se oprim. Așa. Deci, eu văd aici că chiar în vârf trebuie să comunic eu aici asta, da? Da. Așa. Și linia asta trebuie să fie în continuare peste linia unei semidrepte. Da? Adică, ori pe B, ori pe C. O, B, ori A, B și respectiv A, C. Și, când citesc așa, am două gradații. Una de la 0, și asta mai trebuie să 0, 10, 20, 30, 40. Văd aici că s-a suprapus, exact peste asta, drept în, exact în drept aici, și spun că unghiul ăsta are 40 de grade. Da? Așa citim, așa măsurăm unghiul. 41, 42 de grade,
depinde acum, stă 39, depinde cum s-a întâmplat aici, da? Exact din 40 de grade. Putea să fie de 37 de grade, 41 de grade. Dacă nu ești de 40, înseamnă că sunt un maestru în a da unghiului de da. Adică, ce credeți că m-am gândit la el de 40? Nu. S-a dat așa la întâmplare și a fost un număr exact. Un număr de grade. Acum, ăsta nu are nici un minut în plus, nici o secundă în plus. Probabil că dacă ar fi foarte o precizie maximă, probabil că ar avea ceva în plus, niște minute, secunde, pe acolo, dar ochiul meu, și cât cum este gradația stabilită acolo, nu percepe mai mult. Deci unghiul fost, unghiul alungit, l-au împărțit în, de fapt, jumătate de cerc, dacă stă în linie. Nu? Ăsta este jumătate de cerc, la urmă. Jumătatea asta, jumătate de partea cealaltă. Deci jumătate de cerc a fost împărțită de la 1 la 180. În total și cealaltă era 180 de părți, 180, 460, cum vă spuneam mai departe. Bun. Mai departe. Observație. Dacă unghiul AOB este un chinul, atunci măsura unghiului AOB este egal cu 0 grade. Sigur că da. Deci o primă observație. Observație, să nu avem și noi. Deci măsura, dacă AOB egal unghi, AOB unghi nul, adică ce înseamnă nul, ce două se vede că s-au suprapus, nu? Nu este deschidător. Atunci, măsura lui AOB, unghiul AOB, așa cum l-a fost în obișnuința, egal cu 0. 0 grade. Unghiul nul de 0 grade. Dacă se întâmplă ca AOB să fie unghi alungit, AOB egal unghi alungit, apoi măsura unghiului în cadrul acela, AOB, da, este egal cu 180 grade. Deci, și punem și setborul ăsta sus acolo, ca să punem la grădine preferit, da? Bun, deci, până acum care este ideea? Că și din manual se poate învăța. Dacă stai cu manualul și cu caia deschis și lei, citești rând de rând, acolo și frază de frază, poți să vezi și tu din manual. Că mai sunt unele așa care autorii scapă și nu mai adaugă și poveștile astea. A 360 o parte mi s-a părut foarte important dintr-un cerc. Ai trebuit să o înțelegi tu. Că n-am înțeles-o de ce spune autorul. Din faptul că pe jumătate din cerc 180, și celălalt, deci acolo puteam să deduc eu. Dar așa ca să fi spus el pe românește direct de la început, nu mi-a făcut o. Pare rău, trebuie să revin asupra mamă. Deci mai departe. Operații cu măsuri de unghiuri. Deci a rămas pe singura unitate de măsură, gradul. Noi, eu m-am gândit că mai ziceți ceva. Nici nu mai, eu în locul lui, nu insistam cu gradul sexagesimal și nu știu ce acolo, decât dacă aveam să mai vorbesc și de un alt grad. Este gradul centesimal. Deci sexagesimal este ăsta, care înseamnă 360 parte, și centesimal, care înseamnă 400 parte dintr-un cerc. Deci, gradul unități de măsură, hai să zicem, de măsură. Gradul, așa arăta cu cerculeț, un grad, grad, sexagesimal, și, pe urmă, gradul centesimal. Notat cu ce? 1 și ce? Centesimal. Sexagesimal și centesimal.
Aici e a 360-a parte din cer. Cer. Și ăsta este a 400-a parte din cer. Și mai este și radianul, mai să zic și radianul. Radianul. Care e o poveste interesantă la radian. Arhimede jucându-se pe nisip, o desenat un cerc, după care o luat o sfoară și o măsurat lungimea cercului. Cum o măsurat? O întins așa ușor deasupra lungul cercului, sfoara aceea perfect, și o văză cât de mare. După o întins-o așa, și avea acum un anumit cerc. La aceluiași cerc, de-o luat diametru, uite așa. Diametru înseamnă ce? Să treacă prin centru, da? Unit două puncte, se cheamă astea puncte diametral opuse. Și am măsurat cu sfoara aceea, avea o altă sfoară. Și când în lungimea cercului, care o avea întinsă, o vin cu sfoara asta mai micuță, și o văzut merge de trei ori și un pic. Alt cerc face, alt desen, altă lungime, altă diametru și când măsoară de trei ori și un pic. Băi, ce chestie, o fie așa zi, întâmplare. Și eu s-o jucat el mai mult, băi, e extraordinar. Diametru metru de trei ori și un pic. Și diametru câte raze are? Una, două. Adică în lungimea cercului ar fi șase raze și un pic. Că dacă am spus că merge de trei raze și un pic, atunci, în tot cercul înseamnă fost șase rațe. Diametrul înseamnă două rațe, da? Șase rațe și un pic. Ei, ca și cum am și împărțit cercul ăsta în șase bucăți, așa, și atunci deschizătura unghiului respectiv care reprezintă la centru, e șase rațe și un pic, rămâne, se numește radian. Deci, nu în 360 de părți. Nu în... Câte am zis? În 400 de părți. Ci în 6 și un pic. Și fiindcă raza s-a folosit la unitate de măsură, atunci a zis radian, de la rază. Deci o altă măsură, unitate de măsură este radian. Ei, dragilor, legându-mă de ce a spus autorul, eu n-aș mai fi insistat la povestea asta, spunând că gradul a 364 din cer, mai târziu pentru cei curioși, vorbim și de centesimal și de radian, ca unitate de măsură. Da? Te rog. Mai zice despre unghiuri congruente. Așa, unghiuri congruente. Dar la măsură aici mai... Vă... Operație, parcă de zis. Da, aici... Hai să facem niște operații, ca să și învățăm niște lucruri. Deci, spune-mi, te rog, acolo, ca să... Operații cu măsurile unor unghiuri, nu? Da. Deci, operații cu măsurile unor unghiuri. Te rog. Deci, s-a de acolo de ca să... Cu ocazia asta, este o invitație nu numai pentru voi, ci și pentru prietenii voștri, să încercați să învățați și cu manualul. Sigur că superb este să fi fost lecția asta predată așa, în stilul ăsta care faci până acum, și să puteți intra pe internet, la Profone, și vezi lecția asta predată așa, într-un dialog, și atunci înveți și mai mult, pentru că vezi și poveștile astea care sunt adăugate deja. Dar în condițiile în care n-ai reușit să le dai peste Profone, atunci măcar să vezi, ai manualul acolo, să te descurci cu manualul. Da? Poftim. Adunarea. Operația se face adunând grade, grade, minute cu minute și... Deci, operațiile care încercăm să facem adunarea. Adunarea. Adică, măsura lui A, O, B.
este, să zicem, de 40 de grade, măsura 40 de grade, 23 de minute și 15 secunde. Iar măsura lui V COV, uite că tu ai făcut așa COV, este de 15 grade, 14 minute și 49 de secunde. Și acum să vedem cum ne adunăm. Hai să și desenăm. Uitați, unghiul A, O, B, A, O, B. Și vreau să zicem B, O, C. Și B, O, C, B, O, C e mai mic. Adică de la B, O, C, de la semidreapta asta, nu alta. B, O, C. Știți cum se numesc aceste două unghiuri care au o semidreaptă comună? Cum se numesc unghiurile care au... Uitați, O, B e comună. Concurente. Nu. No. Cum se numesc unghiuri? Vecini, foarte vecini, se numesc adiacente. Deci aceste două unghiuri care au o semidreaptă comună se numesc unghiuri adiacente. Deci să mă întâlnim și noi cu astea două. Deci unghiurile A, O, B și B, O, C se numesc unghiuri adiacente. Se numesc unghiuri adiacente. În parantezul, au semidreapta comună. Care este semidreapta comună? Semidreapta comună OB. Deci au semidreapta comună OB. Dacă ar fi fost așa, unghiul ăsta și pe urmă, să zicem, AOB, și alt unghiul, pe ăsta la altul, așa. Și unghiul E-O-C, mai sunt acest E-O-C, hai să zicem așa, E-O-F. Mai sunt unghiurile A-O-B și E-O-F adiacente? Nu. Unghiul AOB este partea. Au același vârf, însă. Au pe O comun. Dar nu mai au o semidreaptă comună. AOB are treaba lui și EOF, da? Deci unghiul pe AOB. Eu sunt obișnuit și așa, să nu vă supărați că mă scriu și așa, da? Dar să vă obișnuiți și voi, dar mai mult reflex să-l am așa, decât să fac aici partea asta. Deci unghiul AOB și unghiul E, O, F, nu sunt adiacente. Da? Nu sunt adiacente. Aici e foarte interesant. Când sunt adiacente, sigur că sunt lipite ca o semidreaptă comună și le naște unul mai mare. Da? Și întrebarea este, ce măsură are ăsta? Câte vreme e format din două unghiuri. Primul de 40 grade, 100 de minute și 15 secunde și altul de 15 grade, 14 minute și 49 de secunde. Simt nevoia să le adun. E clar că sunt vecini, înseamnă că ei măsura ajută și cu măsura asta și va fi măsura asta mai mare. Deci de aceea simt nevoia să le adun. Adunarea trebuie să nu se face ca urmare, nu are cineva un moft în treaba asta, ci pur și simplu din nevoia practică. Fiind două unghiuri adiacente, să vedem din măsuri știute, hai să vedem măsura unghiului care rezultă. Și de aceea, trebuie să le adunăm. Și cum spune că se adună? Grade, cu grade, minute, sub minute și secunde, cu secunde. Se începe de la secunde, exact ca la unități, când adunăm două numere. De la cifra unități, până 10 și la unii parte.
De 15 secunde, 15 secunde plus 49 secunde, fac cât? 5 cu 9, 14, 5 cu 9, 6. 64 de secunde. Dar 60 de plus 4 se compune din 60 de secunde plus 4 secunde. Dar 60 de secunde ce am spus că fac? Nu, 60 secunde. Un minut. Aceste 60 de secunde fac un minut, deci cu o singură liniuță, plus 4 secunde. Da? Plus 4 secunde. Deci, adunând numai secundele, am construit un minut. Și acum trec să adun minutele. Și spun, 23 de minute cu 14 minute, fac, cât fac aici? 37 de minute. 37 de minute. 37 de minute plus minutul care l-a dat în rezervă de la construcția dinainte, la secunde, egal cu 38 de minute. Așadar, măsura unghiului AOC adună și gradele, da? Și gradele se adună, adică 40 cu 15, 40 de grade plus 15 grade, face 55 de grade. Și atunci, măsura unghiului AOC, adică la mare, măsura unghiului AOC, este egală cu cine? 55 de grade, e adevărat? Da. 55 de grade. Câte minute? 38. 38 de minute. Și câte secunde? 16. Cum? Nu? 4. 4 secunde? Ha. 4. Că 60 l-am folosit. N-am făcut noi construit un minut care am pus la 37, care am făcut 38 și 4 secunde. Deci unghiul mare are 55, 38 și 4 secunde. 58 de grade, 55 de grade, 38 de minute și 4 secunde. Interesant cum facem adunare, nu? Deci adunăm secundele. Dacă depășesc un, pe 60 un minut, din 60 facem un minut și dăm la în data imediat următoare. Și dacă aici depășeam, când adunam minutele, făcea 60 și ceva de minute, înseamnă un grad. Pe care o dădeam la slav. Cum la adunarea două numere, când spunem trece peste 10, sau nu, adunăm de, în față, la unități din față, când adunăm, zicem așa, 239 plus 498, privind de ca numere, spunem 9 și 8, 17, 7 și 1, că ține minte, dar de fapt, unul acela care ține minte este, haideți, copii. Unul care ține minte este, de fapt, cine e? 10. 10 aceeași cu, pusă la 10, 1 și cu 9, 10, și cu 3, 13, 3 și păstrăm 1, de fapt, păstrăm 100, nu? Că sunt 10, 10, 100. 3 și cu 4, 7. 7 sunt 30 și 7. Același lucru facem când adunăm măsurile a două unghiuri. Când am zis așa. Iau altă măsură. 37 de grade. 49 de minute. Și 80, și nu zic 80, că nu pot să-l dau cu 80 și până 60, da? Și 30 4 de secunde adunat cu 49 de grade, 57 de minute are sens, da? 57 de minute are sens și 48 de secunde când adunăm pe acesta, gândim în felul următor. 8 și cu 4, 12,
1 și cu 3 fac 4 și 4 8. Deci 82 de secunde, da? Hai să lasă așa de cam, da? Lasă așa, 82 de secunde. Aici 17 cu 9. Deci face 16, nu? 16. Ca acum 10 ani. 16. 4 și 1, 5 cu 5, 10. Deci 106 ce sunt peste minute. Și 6. 4 și cu 4, 8, 16 de grade. Dar impropriu să spun că un grad e 106 minutică sau 82 de secunde, nu? Am să transform acum, zic așa. 82 de minute, 82 de minute înseamnă 60 de minute, 82 de secunde, 60 de secunde plus 22 de secunde. E bine? Da. Dar 60 de secunde ăsta înseamnă un minut. Deci un minut plus 22 de secunde. Minutul ăsta l-a dus la 106. Deci 106 minute plus un minut este egal cu 107 minute. 107 minute e singură liniuță, da? La minute. Și 107 îl scriu ca fiind 100, nu, 60. Scriu ca fiind 60. Plus cât? Plus 47. 60 de minute și 47 tot de minute. Dar acești 60 de minute înseamnă, de fapt, un grad. Deci, am un grad plus 47 de minute. Gradul ăsta care l-am construit, l-a dus la 86 de grade. Și atunci am să spun că măsura unghiului care a rezultat este egal cu 87 de grade. Deci 87 de grade. Apoi, deci 87 de grade. 47 de cine? De minute. 47 de minute. Și câte secunde? Și 22 de secunde. În felul ăsta m-am încadrat cu minutele până în 60, cu secundele până în 60 și cu gradele care pot fi, nu? Prima unitate de măsură. Deci nu-i corect să lasă așa 106 minute. Nu-i corect să lasă 82 de secunde. Ci tot ce trece peste 60 construiesc într-un celălalt. Unitatea cealaltă. Cel trecut peste 60 a rămas aici 22 și am construit un minut și am venit la 107. Iar 107 am văzut ca 60 plus 47. 60 acela înseamnă un grad și am dus în partea cealaltă. Da? Cât e ceasul? Da? Fără 5. Fix. Da. Da. Bun. Trebuie să remarcăm că puteți face și voi lecția acasă. Am făcut o probă a ceea ce înseamnă cu manual în față. Și continuați așa pentru mâine. Totul despre unghiuri. Unghiuri congruente, tot ce s-a făcut. Ați spus că ai făcut totul despre unghiuri, da? Da. Deci mâine la ora 4:09 veniți exact cu lecția făcută în stilul în care v-am propus eu acum. Și până sunt probleme acolo de făcut, așa este? Rezolvăm și problemele acolo cu măsuri, cu nu știu ce, ieșiții, tot. Asta înseamnă că astăzi, prin filmul care l-am făcut, v-am arătat cum se învață și cu manualul. Da? Și cu manualul cum procedăm. Sigur că sunt și adăugirile mele. Asta înseamnă o dată în plus pentru prietenii noștri care vor vedea filmul, că așa se învață. Nu poți să te apuci să faci ieșiții. Este o mare greșeală, deci trebuie la sfârșit să faci ieșiții. Nu. Trebuie să știi partea teoretică. Deci, de exemplu, vezi toți și cum te apuci de făcut ieșiții. Da? Să facem în sinteza orei.
Deci asta faci. Ne arătați exact ce înseamnă, da? Da. Sinteza ori. Am vorbit de unghiuri. Tipuri de unghiuri. Tipuri de unghiuri. Unități. Măsura unghiurilor. Hai să zicem așa. Măsura unghiurilor. E vorba de unități de măsură folosite cu multipli, sunt multipli sferei și operații. Început să mă operații cu măsura unghiurilor. Cu măsura unghiurilor. Le spunem prietenii noștri că este foarte important ca lucrurile să fie înțelese de la bun început, partea teoretică, pentru că, așa cum spuneai, parcă la clasă nu s-a spus nimic, nu? Așa, din ce înseamnă suportul teoretic. Îi spuneai, așa, de fugă, n-am înțeles nimic ce s-a spus acolo. Bun. Dar faptul că nu-ți vedeți, ceea ce trebuie ca suport teoretic spus, să-l spune de fiecare într-un fel al lui, cum înțelege profesorul la clasă. Dar iată că tu, care ești elev și nu înțelegi nimic, ai șansa să duci acasă sau să duci pe prof online. Că acolo găsim foarte multe lecții. Nu? Foarte multe lecții. Și acolo, Darius, nu știu dacă ți-am spus de asta vară, câte filme ai văzut de el, din cele care ne-ai făcut anul trecut într-o a 5-a? 40-42. Zic foarte bine, dacă le văzut așa. Dar peste se povedește. Da? Bun, la revedere. Dați like și share. Like și share, sigur că da.